Să se rezolve înmulțimea numerelor reale ecuația. Radical din x minus 1 plus radical din 2 minus x egal cu 1. Vom determina pentru început condițiile de existență, având radical, condițiile de existență. În ce constau acestea? Având un radical de ordin par, deci avem o primă condiție x minus 1 mai mare sau egal cu 0, de asemenea al doilea radical fiind de asemenea de ordin par, 2 minus x este mai mare sau egal cu 0. Sistemul acesta este echivalent cu x mai mare sau egal cu 1, iar a doua x mai mic sau egal cu 2. Ce înseamnă acest lucru? Figurăm pe o axă cele două numere. Prima inegalitate ne spune că x este mai mare sau egal cu 1, a doua că x este mai mic sau egal cu 2. Prin urmare, observați porțiunea WH urată, implică că x va aparține intervalului 1-2. Vom rezolva acum problema prin două metode, după ce am stabilit condițiile de existență. Metoda 1 vor ridica pur și simplu la pătrat această egalitate. De ce? Atenție, observați din enunț că această primă cantitate este pozitivă, a doua este pozitivă, termenul liber este pozitiv, deci prin ridicare la pătrat nu o să ne apară nicio soluție străină. Ce înseamnă prin ridicare la pătrat? Deci obținem x minus 1 plus al doilea la pătrat, adică 2 minus x, plus de 2 ori radical din x minus 1 ori 2 minus x egal cu 1. Haideți să aranjăm puțin expresia, x se simplifică, trecem minus 2, minus 1 și 2 în partea cealaltă și obținem 2 radical din x minus 1 pe lângă 2 minus x egal cu 1, minus 1 plus 2 face 1, 1 minus 1. Adică egal cu 0. Ridicăm iarăși la pătrat pentru că se observă din nou cantitățile sunt pozitive, bine, oricum era egal cu 0. 2, împărțim egalitatea prin 2, da? Și obținem x minus 1 pe lângă 2 minus x egal cu 0, de unde rezultă pe rând câte un termen egal cu 0 și anume x1 egal cu 1, x2 egal cu 2, se observă că ambele soluții aparțin intervalului 1-2. Metoda a doua, bine, acum ar mai fi o altă metodă, dar nu mai să pierdem timpul cu ea, să trecem unul din radical în partea cealaltă și să ridicăm la pătrat, însă când trecem unul din radical în partea cealaltă, va trebui, cum radicalul rămase pozitiv, să punem condiții de semn în partea cealaltă asupra expresiei 1 minus acel radical și ne complicăm inutil. A doua metodă însă, uitați în ce constă, deci să reluăm ecuația noastră, deci era radical din x minus 1 plus radical din 2 minus x egal cu 1. Ea se face în felul următor, se rezolvă în felul următor. Această metodă este utilă în special când ordinele radicalilor sunt diferite. Și atunci o să facem în felul următor, să notăm radical din x minus 1 cu un amic, care este mai mare sau egal cu 0, dacă este un radical, și radical din 2 minus x egal cu un b mic, de asemenea, mai mare sau egal cu 0. Ia uitați ce devine problema noastră. Ea se transformă în banala problema a plus b egal cu 1. E, da, dar cine sunt a și b? Nu sunt oarecare, ci sunt egal cu aceste cantități, pe care, hai să le ridicăm la pătrat, pentru că a și b am zis că sunt pozitiv, deci x minus 1 egal cu a pătrat, 2 minus x egal cu b pătrat. Observați cum dintr-o problemă cu o necunoscută, am ajuns într-o problemă cu trei necunoscute, A, B și X. Ce dorim noi de fapt? Vrem să-l scoatem pe X. Da, dar o să procedăm în felul următor. O să încercăm din ecuațiile care îl conțin pe X să le eliminăm pe acesta, încât să obținem o a doua ecuație în A și în B. Și anume, ia uitați, dacă adun ecuațiile 2 și 3, ce obținem? 2 minus 1 este 1, X cu X se reduc, și egal cu a pătrat plus b pătrat. Prin urmare, problema noastră se reduce la a plus b egal cu 1 și a pătrat plus b pătrat egal cu 1. Vom rezolva acest sistem. Nu va fi nevoie neapărat să-i scoatem pe amândoi, pe a și pe b, ci pe unul singur. Odată ce acesta este scos, venim în ecuația corespunzătoare și îl aflăm fie pe x dacă știm pe a, fie pe x din partea cealaltă, din a treia, dacă știm pe b. Cum rezolvăm acest sistem? Observați sistemul meu, putem să-l gândim și ca simetric și ca omogen și prin substituție și cum doriți dumneavoastră. Hai să notăm suma egală cu A plus B, P mare egal cu A ori B,
Sistemul nostru ce devine? Ia uitați, S egal cu 1, știm că suma pătratelor A pătrat plus B pătrat este cine? S pătrat minus 2P egal cu 1. Cum S egal cu 1, ce devine această a doua ecuație? 1 minus 2P egal cu 1, 1 și cu 1 se simplifică și obținem 2P egal cu 0, adică P egal cu 0. Știm în acest caz că A și B sunt rădăcini ale ecuației cine? T pătrat minus ST plus P egal cu 0. Adică în cazul nostru T pătrat minus T, că S-ul este 1, și atât egal cu 0, că P-ul era 0. Adică T pe lângă T minus 1 egal cu 0, de unde iată rezultă T1 egal cu 0 sau T2 egal cu 1. Prin urmare avem două sisteme de soluții, fie A egal cu 0 și B egal cu 1, fie A egal cu 1 și B egal cu 0. Păi ne ducem într-una din ecuații. Uitați, de exemplu, în a doua, de unde știm că X este cine? A pătrat plus 1, nu? Că X minus 1 era A pătrat. Prin urmare, ce rezultă? Păi dacă A este 0, iată, rezultă X egal cu 0 la pătrat plus 1, X egal cu 1, X1 deci egal cu 1, iar dacă A este 1, rezultă X egal cu 1 la pătrat plus 1, adică X2 egal cu 2. Să vedem, iată, X, unde obținuse soluțiile, iată, X egal cu 1, X egal cu 2, soluții obținute și prin metoda 1.